Omul și viața sa, totul în jurul său este un spectacol, surprinzător și tainic. O liniște și o pace interioară, care te împac la un moment dat, te armonizează cu lumea. Atunci știi că viața ta a ajuns acolo unde te-a vrut. Într-o mirare, o mare liniște și o binecuvântată pace interioară. Imaginea a lucrurilor prin ce au ele mai profund și esențial. Imaginea trăirilor, credințelor, spiritului. Lucrul tot este în lumea și lumea este în el, numai că nimic din ce credem că ni se cuvine nu e hotărât de noi. Omul nu poate exista decât întrupat și nu poate împlini decât în spirit. Omul nu e desăvârșit, dar poate aspira. Aici stă toată grandoarea sa. Această fotografie de când eram militar, sergent în regimentul 29 infanterie. Câți ani aveți? 22. A ieșit feciorul cu nora când s-au căsătorit, când erau miri. Vă mai aduceți aminte cum a fost anuntă? Da, cum să nu mai aduc. Aduc aminte. Era socru mare? Era socru mare, da. Aici sunt eu, în această fotografie, soția și băiatul. Câți ani aveați dumneavoastră aici? Aici avem... Cine putem? 45-50 de ani. Are 92 de ani. Ochii săi au văzut cât nu poate spune gura și nici noi înțelege că ce amarnice vremuri a fost dat să treacă. Are un fiu care a împlinit toate așteptările, care a trăit și viața lui, copilărind, studiind, ajungând doctor în profesia sa. Are o soție care, la vârsta senectuții, șubrezită de boli, de grijile și durerea care i-au marcat tinerețea, s-a împăcat cu gândul ultimului drum. Și totuși, în privirea lui nenea Neculai Mândru din Soveja, se citește blândețea, bucuria de a trăi, de a fi alături de cei dragi, de a fi realizat ceva în această lume, chiar dacă celor 20 de ani din tinerețea sa nu le-a fost el stăpân, alții hotărând cum să și petreacă. În război, la canal, la gherla, deportat în Bărăgan, de unde a avut un adevărat noroc să se întoarcă. L-a iubit Dumnezeu, spun oamenii din Soveja, pentru care nenea Neculai Mândru este patriarhul comunității. S-a născut pe 29 august 1921. La 1 septembrie 1939, la 18 ani, este luat în armată. În aprilie 1943 pleacă la război. Avea 21 de ani. În 1945 s-a întors acasă. Luptele din Basarabia l-au marcat. Apoi, după întoarcerea armelor împotriva nemților, a luat drumul spre vest, ajungând în munții Tatrei. De acolo s-a întors pe jos. 3 ani de lupte cumplite, din care a scăpat fără o zgârietură măcar. Odată întors acasă, în Vrancea, în comuna Soveja, destinul avea să-i se schimbe. Când am plecat pe front, deci am fost încorporat pe 20 februarie 42, două contingente atunci, 42 și 43. Și am făcut instrucții până în primăvara lui 43, în aprilie. În aprilie ne-am pregătit și am plecat toată unitatea, tot regimentul 29 infanterie de la Oia, am plecat pe front. Am plecat în luna aprilie pe front în Rusia. Și am ajuns în Rusia într-un orășel, mi-aduc aminte, Șargorod.
Acolo ne-a debarcat toată unitatea, tot regimentul și ne-am împărțit pe companii, sectoarele, unii să controlăm partizanii. Compania noastră, compania nouă, a fost repartizată pe porțiuni de teren și cantonați într-o clădire, într-o școală mare, unde acolo stăteam, noaptea dormeam echipați, tot timpul eram gata de... Că nu știai, dădea lovitura partizanii și... La câteva zile am primit ordin să mergem să controlăm o comună în apropiere de Șargorod, la vreo 10 km. Unde acolo se făcea și o lizieră de pădure în apropierea satului. Acolo era un cuibar mare de partizani. Ne-am apropiat de pădure, am luat formația de luptă și am și fost primiți cu foc de partizani. N-a durat mult, partizanii s-au retras, ei erau călări pe cai, ca să poată să stricoare, să fugă repede. Au dispărut. Am înaintat în pădure, am ieșit din pădure, am intrat în sat, am controlat satul, dar aveam și unul cu noi care era turnătorul lor, care ne indica. Dom'le, zice, ajungem în comună, în sat acolo, găsim patru cai legați la o căruță, cai plin de roi până în vârful urechilor. Iar persoana rusneagă care l-aveam cu noi, ăștia partizani, a ieșit cu sticli, cu samahoancă, înaintea noastră samahoancă, e o țuică făcută din sfeclă. Să ne dea rumenești, ne dea de băut. Ăla ne spune, zice, ăștia sunt care a tras în dumneavoastră. Imediat i-am prins, i-a legat și i-am dus la comanduire, i-am dus. Ce s-o fi mai făcut cu ei, nu mai știm. Acum, nu prea a fost... mulțumit colonelul ceea ce am făcut, asta am găsit. Însă altă companie a trimis din altă unitate acolo și s-au instalat partizanii în turnurile bisericii. Și a intrat compania în cercetare și a început să trag în ei. Dintr-o companie de oameni a mai scăpat nouă. I-au împușcat pe toți. Ei avea poziție bună de tras din turn. Din compania de români, nu? Compania de români, dar nu din unitatea noastră, altă unitate, că erau unități mai multe care... Și... I-am legat, i-am dus la comandamentul nostru acolo. Ce s-a fi făcut, nu știm. După cum vă spun, s-a dus altă companie, am mai rămas nouă într-o companie. Dacă a văzut nemții, era și unitate de nemți care umbla și ei după partizani, că ăștia făcea mari nenorociri, ataca armata română. S-a dus nemții și a dat foc la sat, a ridicat toată populația, unii a dus-o, nu mai știu, și-a dat foc la sat, a stins focarul ăla de partizan de acolo. Noi, pe urmă, s-a rupt frontul la Cotul Domnului. Și a început să retragă toată armata care a fost la Cotul Domnului, nemți, unguri, mă rog, toate nățiile care au luptat contra rușilor. Am început să ne retragem și noi.
ne-am retras, nu mai știu câte zile, câte nori, dacă călcam pe noapte, pe zi cu noapte, sute de kilometri. Pe șosea? N-aveai loc să mergi. Era numai tancuri germane, mă rog, toată armata, toată organizarea care a fost la costul Domnului. Când vă odihneați? Când mâncați? Unde mâncați? Ce să mai mâncăm? Nu mâncam cu zilele. Și am... Noi mășăluiam pe câmp, că pe șosea nu era loc, că era numai mașini germane, tancuri. Vă închipuiți, când s-a rupt frontul, a fost divizii întregi la cotul Domnului. Nu mai aveam loc, mergeam pe câmp, era un noroi. Era pe Marte. Și cred că nu mai mult, dar 1000 de kilometri am călcat zi cu noapte. Nu mai mi-aduc aminte câte zile am făcut până am ajuns la Nistru. Am ajuns la Nistru. La Nistru, batalionul 1. Am ajuns într-o dimineață. Batalionul 1 din regimentul meu a trecut Nistru pe pod, ca să ții rezistență în Basarabia dincolo. Și dincolo mai venise vreo două batalioane de 8 vânători ca să ții rezistență, să ne putem retrage noi, că restul, batalionul 3, a rămas pe poziții. Noi, compania nouă, am ocupat poziții pe malul Nistrului jos, în orașul Modilev. Era un oraș, Modilev. Iar compania 10-a, 11-a, 12-a pe deal, acolo se făcea un deal, un drum cum e la Valea Câmpului. Și sus, deasupra, era un șes cât vedeai cu ochii. Rușii a venit, țara a ajuns deasupra pe deal și a început să bată podurile ca să nu mai aibă cum să retrage armata, podul șosele și podul căi ferate. Noi, compania nouă, am fost jos acolo, instalați pe poziții, eram morți de foame, plin de păduci, eram vai de capul nostru. Lângă marginea orașului fusese un depozit de alimente de aprovizionare pentru oraș. Nemții a devastat depozitul ăsta. Cum eram noi morți de foame, eu eram comandant de piesă la aruncătoare de 60. Aveam un caporal, eram nemâncați de câteva zile. Acum ascunsese rușii pânșurile de paie, că pe marginea orașului era șurii de paie, că ei munceau la colhoz. Și ascunsese lăzi de marmeladă, lăzi de zahăr pe paie, plus se dusese pe acasă. Și am căutat și noi pânșurile de paie, am găsit o ladă de lădiță de marmeladă, am luat-o și îi spui băiatul ăsta care era ocitor la piesa mea, măi Mitic, măi Redinciuc, unul Redinciuc Dumitru, era din comuna Broscăuți, Dorohoi. Hai să căutăm o barcă, tu auzi, să audi tunurile, de seară noi luăm contactul cu rușii. Și salvarea noastră cred că va fi o barcă. Am mers pe Basarabia, mai știu cât timp, am trecut prutul pe la Ripiceni. La Ripiceni ardea fabrica de zahăr în Flăcăre. Am trecut prutul și am venit în apropiere de Iași, într-o comună, Lescani. În comuna aia am stat vreo săptămână, eram distrus complet, plin de păduci, ne-am mâncat. Și la o săptămână a apărut
ruși. Norocul nostru a fost că a fost o unitate de nemți, tot acolo în apropierea satului, cu tancuri, cu bine înarmați, și-a oprit înaintarea rușilor, a început să dea drumul la tancuri, la... și ne-am retras. Am trecut, erau un prău și mărișor, Baclui. Am trecut prăul ăla și am avut itinerarul să mergem în județul Neamț. Și am mers într-o pădure lângă Țubucani, în județul Neamț. Acum mai vărsase de alte unități, mai câțiva ostași înființați, deci batalionul întâi întreg, ce mai rămăsesem noi dintr-a noua, eram ca două companii, da. Și am intrat într-o pădure acolo și am stat în bivocuri, până pe data de 22 august. Pe 29 august trebuia să intrăm pe front, trecem apa Moldovei. Dar acasă nu v-au dat drumul în permisie? Ce permisie? Război și permisie? No, nu există, nu ne-a... Pe urmă, să vedeți, la urmă. În fine, pe 22 noapte s-a rupt frontul la Iași. Și am primit ordine să ne retragem, să fugim, că ne prind ruși. Și am plecat spre Bacău. Apare trei ofițeri ruși, unul care știa românește, cred că era basarabean ăsta, și domnilor, și faceți armele piramide aici și plecați acasă, că războiul îl ducem noi, da. Ofițerul. Am făcut armele piramide și vine unul. Aveam, capitanul era cu noi și-l vedeți, cunoștea capitanul, erau mai fini la față, mai îmbrăcați, mai... Ce grad ai avut? Ce capitan? Și când îi dă rus două palme, zice, în ordine ce situație te-ai găsit, trebuie să le ții pe umăr. De-aia ți le-a pus statul, ca să le ții pe umăr. Și, pe urmă, eram vreo 9 inși care eram din partea locului, din Vrancea de aici, de pe la Năruja, de pe la Regiu, eram 9 inși. Măi, fraților, noi toți ne grupăm și mergem acum. Ți-era teamă că se făcuse, să încheie pactul cu rușii să lupte contra nemților. Da, s-au întors armele. Te păzeai și de nemți, te păzeai și de ruși, că te luau prizonieri, erau ruși din ăștia, nu știu cum a rupt frontul, domne, erau băiețași de ăștia de 18 ani, cu ase la arme, n-avea curierii, așa erau, erau distruși, domne, și ei au fost... Și acum, măi, fraților, ce facem noi? Rușii deja ajunsese la jur, trecuse. Mă, zic, mergem, trecem trotușul și mergem pe dincolo de... Și lăsăm șoseaua, mergem până mâine, ajungem aproape de Sascut și acolo trecem șoseaua în curmezii și aici și mai cunosc eu pozițiile pe unde trebuie să o luăm. Era dimineața, în zorul zilei, nu era armată, nu era nimic. Am trecut șoseaua și ne-am dus într-un sat, acolo nu mi-aduc aminte, eu fusese pe timpuri cu șindrilă pe acolo. Și mă cunoștea o parte din cetățeni. Și ne pregătește cetățeanul mâncare, ne dă să mâncăm, mă apare o patrulă de ruși. Și ne vine la noi, aaa, eu foi mate, a început să ne înjure. Ne-a luat pormânie, ce aveam, ne-a luat tot rușii.
Cu ei era un cetățean din sat care era basarabean, era localizat în comună acolo. A început lumea din sat, băi, spune-le la ruși să dea drumul la băieți, la, că vin după front de la Cotul Domnului, să le dea drumul, că nu știu ce se întâmplă cu rușii. Ei erau 5-6 ruși. În fine, vorbește ăla, țărabeanul cu rușii, ne-a dat drumul. Și am plecat de acolo, am venit într-un sat, Pralea. Și la 2 săptămâni vine în ordine toți acei din 29 infanterii să prezinte la PS-ul. PS-ul e tot aparținea de regimentul nostru, oameni de ăștia mai în vârstă. PS-ul era la Bălteni 8, Slatina. Și cu ce ați ajuns acolo? Cu trenul ne-am dus, că mergea trenul. Și am plecat la, că nu știai, te dă la curtea marțială, situații de război. Ne-am dus la Bălteni, la Bălteni am stat vreo 2 săptămâni și după 2 săptămâni ne varsă în 3 ori. 3 ori în Slatina, în unitatea asta, regimentul 3 ori. Care avea ce destinație? Destinația ce a avut-o? A avut-o regimentul, am stat în regiment cât am stat vreo lună de zile și până luna ianuarie am plecat pe front. Unde? În Cehoslovacia, cu regimentul 3-8. Și am dus-o pe Munții Tatra până la 9 mai. Ați avut lupte grele? A, în Tatra a fost greu de tot. De ce? De ce? Pentru că neamțul era în vârful muntelui și tu înaintai de jos. El te lua ca din oală, te lua la ochi. Ați avut pierderi mari atunci? Am avut pierderi foarte mari. Dar dumneavoastră ați avut noroc? Am fost băftos. N-ați fost niciodată rănit, nu? Nu. Da, și pe 9 mai s-a terminat războiul, ne-am retras într-un oreșel în refacere, adică ne-a dus cu mașinile, că eram unii răniți, distruși, într-un oraș Novo Mesto, în Cehoslovacia. Și acolo am stat în refacere o lună de zile. După lună de zile am plecat în țară, am venit pe jos din Cehoslovacia până la comuna Voi, la, în Ardeal, lângă Făgăraș. Câți kilometri ați făcut? Dumnezeu mai știe câți. Și de aici ne-a desconcentrat, am venit acasă. Omul se caută pe sine, pe cel de aproape, uneori fără să știe. Pe Dumnezeu însuși și în căutarea sa necontenită, glasul său și cugetul său se cer trecute în faptă, cu acea sete de lumină și legământ de a se depăși. Când ați ajuns acasă? Acasă, bătrânii, tata era mort, mama era bătrână, era vai de capul ei, era situația destul de complicată. Ce ați făcut întâi când ați venit acasă? Ce-am făcut? M-am împrumutat, am cumpărat 2 cai și m-am luat de treabă de cărăușii. Căram scândurul la Focșan, la Tecuș, la Cerestea. Și ați făcut rost de bani? Și am făcut rost de bani, de purta nevoile. Da. Și acum să începem cu... De fapt, a scăpat de război, fără o zgârietură măcar. După 5 ani, deci asta a fost războiul terminat în 45. În 50, nu mi-a plăcut regimul ăsta comunist, am fost contra comunismului.
Și am intrat într-o organizație numită Vlad Țepeș II. Toată Vrancea intrase în organizația asta, plus o parte și din județul, era județ Râmnicu-Sărat pe timpul ăla. Și din Râmnicu-Sărat. Ca pe 23 iulie să înceapă acțiunea. Cine vă conducea? Un student care era student la medicină din sat de aici și a mai fost și altă persoană din Vrancea. Și ei a văzut care e situația și s-a văzut că nu se poate face nimic, că țara era plină de ruși. A doua zi s-a și aflat, deja începuse într-o comună la Bârșești, aici arestați președintele sfatului, în fine, început să leacă de zbârmăială aici. Da, aici în comună ați făcut ceva? Da, aici în comună nu. Și a început arestările. A arestat bătăi, cinjuieri, pe data de 13 septembrie m-a arestat. M-a arestat, soția era gravidă. La 4 octombrie a născut băiatul ăsta, care l-a luat, doctor inginer. M-a arestat și vă închipuiți cum era pe timpul comunismului, când intrai pe mâna securității, ori muriai, ori ziceai ce vrea ei. Dumneavoastră ce ați suportat din partea lor? Bătaie și cinjuiele, ce mai, nu mai pot spune. Am văzut, spuneți. Am văzut în ce situații mă găsesc. Le-am, domne, scrie ce vrei și eu semnez. N-ați mai putut suporta? N-am mai putut suporta. Și m-am trezit cu 10 ani temniță grea, condamnare. Am făcut 10 ani, 2 ani la canal, canalul Dunărea. După a fost o perioadă care s-a închis canalul, știți povestea care a fost. Am plecat la Gherla. Dar spuneți-ne, cum a fost la canal pentru dumneavoastră? Foarte ce greu. Ce s-a întâmplat? Foarte ce greu. Ce făceați acolo? Eram într-o brigadă, lucram la căi ferate, ripăr de panouri de linii, înșeram, făceam căi ferate. Eu eram cam solid, am fost tânără, că aveam 29 de ani atunci. Eu eram, ridicam la joante, ridicam cu vinciu și buram, luam linia de ochirii pe linii și buram linia. Și am stat 2 ani de zile. Ce mâncați acolo? Ce mâncam? Mâncam, eram mulțumit când ne scotea grupul de servici la bucătărie, când ne săturam de ceapă, de morcov, de... Nu era zis să nu bată vântul, când venea cu masa pe șantier, niște farfurii întinse, îți spunea un polonic de zamă, de din aia ți-o lua vântul și pe aia. Am făcut foame mare și la canal, am fost la peninsula. Până la 5 ani era la Poarta Albă și de la 5 ani în sus până la 10 era la peninsula. Și după ce s-a închis canalul în 53, așa ceva, am plecat la Gherla, dar am trecut până Jilava, am stat în Jilava vreo 4-5 săptămâni și din Jilava am plecat la Gherla. La Gherla, în luna lui august, ne-a dus, eram într-un vagon de ăsta bou, numai în cămașă și în izmană eram, ne dădea 200 de grame de pâine și 100 de grame de telemea sărată, potroac,
apă, ceream să ne dea apă, nimic. Și am făcut vreo 4 zile până la Gherla. Că pe timpul ne mergea trenurile, marfarele astea, greu, că noi am fost atașați de marfar. Într-un vagon de ăsta. Și am ajuns în Gherla, m-a băgat la ferărie. Eu norocul că mai lucrasem cu fratele vreo 2 ani, ferăria acasă cu el. Știam să mânui ciocanul. La ferărie, zice, ne intra, nu dura o lună de zile și cădea. Eu am durat vreo 6 luni de zile la ferărie. M-am îmbolnăvit de icter. Într-un an de zile am avut 2 ictere. M-am refăcut la primul, m-a scos la muncă în fabrică, iar la... După aia am lucrat cât am lucrat, o lună, două, formam mă vit iară, chiar eram cu lămâia de galben. Și m-a internat la infermerie, eram mulți icteriști în Gherla și a venit o comisie din București de doctori. Și a constatat că datorită canalului, țânțare de la canal a produs această boală. Și am stat la regim de cartofi, care cum mânca, gusta câte un pic de mâncare de cazan, dădea nectar negru, au murit mulți în Gherla. Și eu am avut o voință așa, am fost și tânăr, robust, am avut o voință de n-am mâncat, îmi dădea 2 kg de cartofi, mi-a ducea dimineața, copți reci, jumătate aruncam, că era cartofi băgați cu lopata la cuptor, și cu 200 de grame de pâine prăjită. Și cât am stat în infermerie, beam câte o oală de ceai cu cos de cireșii, de 5 kg beam pe zi. Și asta m-a salvat, m-a curățit ceaiul ăsta. Cât timp ați trăit așa, cu regimul ăsta? Cu regimul am trăit vreo 6 luni. De 6 luni numai cartofi, ceai? Nu, ceai numai, că după ce m-a scos din infermerie, am terminat cu iecterul. Gata. Nu mi-a mai dat ceai, că numai la infermerie, acolo dădea ceai. Mai erau și alți oameni de aici din Vrancea, acolo? A fost cât lumea, Vrancea a fost... I-ați întâlnit? Da, cu... am stat pe-n pușcării numai cu vrânceni. Nereju, Năruja, partea vrâncenii... S-a întâmplat să și moară acolo în... Au murit, mulți au murit, mulți. Mai ales din ăștia... Oameni intelectuali care la 60-50 de ani și-au dat viața, că avea condamnare câte 10-15 ani, ăștia au dat condamnări așa, ca să ne termine, nu ne mai redea societății, pentru exterminare. Au murit mulți. V-ați gândit că trebuie să rezistați, să vă întoarceți acasă? M-am gândit mereu, trebuie să întâmple ceva, trebuie să scăp. Dacă nu trăiam cu speranța asta, muream, dacă mă gândeam altfel. În toată perioada asta v-ați văzut familia? Familia am văzut-o la Caransebeș. Că am fost de la Gher la mutat la Caransebeș, aiut, am fost în toate închisurile. Și am avut la Gher la asta, la Caransebeș, o grevă, am făcut grevă toată pușcăria, toți deținuții. 3 zile. 3 zile n-a mâncat nimeni. Un plus e camerele de gamere cu mâncare. Ei erau obligați mâncarea să o bage. Și după 3 zile a venit o comisie din București, un colonel, un major, un capitan, 3 securiști din ăștia. Dom'le, care e situația de nu mâncați? Și am arătat. Dom'le, noi suntem pușcăriași închiși în 5, 6, 10 ani. Nu știm de familie nimic. Avem nevoie de medicamente. Să ne se dea o scrisoare și pachet de 5 kg cu alimente să ne trimită familie.
se rezolvă, domnule, luați și mâncați. Domnule, deocamdată noi să vedem scrisorile și vor mânca. Că suna în străinătate, mai mult de 3 zile, nu poți faci grevă dacă faci în comun. Și mi-a dat scrisoare, am scris acasă, fiecare care a avut ce a avut nevoie, să ne trimită pachet de 5 kg. Și a venit femeia la vorbitor. După câți ani? După 5 ani, 6 ani. Și a venit cu băiatul. Băiatul era 5-6 ani, era micuț. A venit la Caransebeș. M-a recunoscut de tată? De unde să mă recunoască, că el nu e, dacă nu era născut. El pe 4 octombrie s-a născut. Și la Galați am avut ședință secretă. Numai familie a asistat la proces. N-am avut intrat poporul. Și acolo l-a desfăcut femeia ca să văd că e băiat. Și de atunci nu l-am mai văzut până când nu m-am eliberat. Ce a simțit când... Vă închipuiți. M-am simțit foarte fericit că l-am văzut. Și am făcut 10 ani, după 10 ani în loc să-mi dea drumul acasă, când ministerul făcea cunoscut câteva luni de zile înainte, cu tare merită să vii în comună. Și a fost un bou de primar, care Radu Stelea era pe timpul. Și ăsta a dat referență, că am fost mai mulți în comună de aici, am fost duși cu domiciliu obligatoriu și m-a dus în câmpia Bărăganului, cu mâinile în buzunar, du-te și trăiești, cu ce să trăiesc, bani nu, casă nu. În mijlocul câmpului. În mijlocul câmpului. În câmp ce se întâmplase? În 51 a dus bănățenii după granița Iugoslaviei să nu facă spionaj cu Titu, câteva comuni, multe comuni, cred că cunoaște situația, nu? În 51 a deportat, a pus ce a putut pune într-un vagon și a dus în câmpia Bărăganului. În Bărăgan era bătut săruși de ingineri. Da. Uite, aici stai tu, aici stai tu. În iarna lui 51 a făcut iarna în bordei în pământ. A făcut săpat în pământ, a făcut bordei. Primăvara a dat niște ploi torențiale, a umplut bordeile de apă. Nenorocire. Și a luat o femeie, că bărbații n-au avut curaj. S-a strâns toate și a plecat la Sfatul Popular. La Sfatul Popular era un depozit de adusese ceva material. Și fiecare n-a avut ce face miliția. Fiecare a luat, fiecare femeie, câte o scândură, câte un căprivor, câte o grindă, ceea ce a putut duce în spate. Și când a văzut ei că a sărit femeile și trăiesc în situația care trăiește, a început să aducă material și a început bănățenie. În 3-4 zile era bordeiul făcut. Ce casă era? O cămăruță și o bucătărioară de 5-6 metri acolo, înveretă cu paie, care cu papură. Și când ne-am dus noi în 55, ei a avut un decret, bănățenie. A avut un decret, li s-a dat drumul acasă, însă rămăsese până comun tot așa, care nu i-a primit câte 5-6 familii. Și casele erau dărâmate, deci eu m-am dus în 60, în Bărăgan, în 55, în 50 ani s-a distrus casele, era. Dar când au plecat bănățenii, ei au strâns ferestrele, ușile de la toate bordeile le-au strâns acolo.
Și mi s-a dat o casă cu trei pereți, repartizată acolo în Bărăgan. Eu eram distrofic, eram distrus de pușcărie. Am început să fac cerpici. Dar era singur, fără familie? Nu? Fără familie, singur eram. Familia unii era să... și eu stăteam la alții. Erați bucuros că măcar ei sunt acasă, nu? Eram bucuros că și eu am scăpat în aer liber. Și... chiar dacă era singur? Da. M-am apucat și am făcut cerpici, m-am mai ajutat și alții prieteni că noi ne cunoșteam, dacă am stat zeci de ani, că se făcea schimbări pe pușcării, pe camere, ca să nu mai faci prieteni. La o lună zile se făcea câte o purificare pe camere, schimba, ducea alții. Și noi ne cunoșteam acum, a venit și alții, m-a ajutat și am făcut peretele la casă. Trebuia să învelit. Asta era lângă Luciu Giurgeni, comună Răchitoasa. Și a vândut femeia vaca de acasă, a venit cu vreo doi bani, am învelit-o, m-am aranjat un pic și pe urmă am început să lucrez la gostat. Era un gostat unde se cultiva foarte mult orez, orezărie. Și toamna a ieșit deficit gostatul. Ministerul Agriculturii l-a luat la rost. Care a fost situația? N-am avut brațe de muncă. Și atunci gostatul l-a luat MEAIU și a adus deținuți politici să lucreze la gostat. Deținuți politici avea vas pe Dunăre, dormitorul pe Dunăre și ca să nu luăm legătura, că noi ne cunoșteam acum ani de zile și pe la canal și pe Încesoare, ne cunoșteam cu mulți. Ca să nu luăm legătura, pe 9 mai ne trezim cu vreo 20 de mașini, camioane la Sfatul Popular. Vine un băiat la mine, unul din Nerejul, măi zice, scoar, pregătește că nu știu ce se întâmplă cu noi. Vreo 20 de mașini aici a venit la Sfatul Popular. Mă trezesc cu șeful de post de acolo din sat. Mândrule, fă-ți bagajul că plecați de aici. Dar unde mă duci, domnule? La apartament, un oraș, unde mă duci? Nu știu unii, deocamdată plecați. Am pregătit bagajul acolo, cât am stat un an de zile acolo, pregătiți-mi și o capră, lăsiți-mi ca să am lapte pentru băiat, mă împrumutați-mi la alții, că noi ne ajutam, dacă aveam 10 lei, ți-i dădeam 5, eu opream 5. Și aveam un purcel, câteva găini și ne mută de acolo, prima dată ne luau pe familiști, într-o comună Lătești, aproape la 10 km de Fetești. Acolo tot așa, case părăginitile. Noi am fost repartizați de când am plecat din Răchitoasa de securitate. Mândru intră la 1, cutare la 2, cutare la 7 și eu eram repartizat la casa, la o casă numărul 2. Casa asta era descoperită, n-avea un pai de papur pe ea, n-avea nimic. Eu am avut un milițian cu mine care m-a... că nu putea șoferul să meargă cu mașina fără miliție, fără milițian. Milițianul a luat la rost cetățeanul care era în comună, un basarabean. Dom'le, și omul ăsta poate trăiat ca aici, e cu familie, cu... Dom'le, și dar nu-i vina noastră, n-am repartizat noi, securitatea e... Am aruncat tot într-un șanț acolo, zic, stai femeia aici și m-am dus la miliție. Zic, găsesc că un golan acolo care să... Și am găsit un major de securitate. Dom'le, zic, mi s-a... Eu am făcut o casă la Răchitoasa, am luat-o aproape de la început. Nu mai am posibilități, mi s-a dat o casă
fără acoperiș, fără nimic, dacă aș fi de unul singur, m-aș muta cu patul într-un colț, văd că mă plouă, mă mut dincolo, dar nu, sunt cu familie. Și ce vrea dumneata? La casa numărul 1 era și un adăpost în spate, făcut din nuiele lipit, unde puteam găinele, capra, să o bagă. Zic, întați casa de la numărul 2. Și mi-a făcut schimbarea, mi-a dat casa de la numărul 2, asta era înverită cu paie. Erau șansuri, le puteai să dormi între șansuri. Și cât a stat acolo? M-am dus, aveam din sat încă două persoane acolo care au fost duși mai de mult, mai prima dată, tot condamnare la 10 ani a avut, dar de prima dată i-a dus acolo. Mă duc că aveam un preot, părinte, zic, dăm vreo 200 de lei să iau niște paie să pun pe casă. Mi-a dat părintele, îți dau Nicolae. Mi-a dat părintele, am luat paiele, mi le-a pus un basarabian pe casă, dar când venea ploi torențiale, tot pătrundea. Și m-am instalat acolo. Și am stat 2 ani la Lătești și unul la Răchitoasă, 3 ani. Vreau să întreb ceva. Când ați plecat de aici, unde ați ajuns a doua oară, tot așa a fost întrebat primarul din sat dacă vrea să vă primească? Când v-ați întors acasă, l-a mai întrebat că, primar? Da, cred că a întrebat, că alții le mai dădea câte 2-3 ani. Erau oameni de 5-6 ani care stăteam în Bărăgan, de ăștia care au făcut pușcărie. Și în ce an v-ați întors acasă? M-am întors în anul 60, deci în 63 m-am întors acasă. Ce ați găsit aici? Ce am găsit? Mama bătrână, vai de capul ei, gospodărie părăzinită. L-ați găsit și pe primarul care a refuzat să vă primească? L-am găsit. I-a spus ceva? I-am zis că ai noroc că, că am stat noi de vorbă. Am vorbit cu el. L-ați întrebat de ce a făcut lucrul ăsta? L-am întrebat, dar n-a putut să-mi dea niciun rezultat. Eu știu ce îi trebuia, dar mi-a la teamă de, când mă duc înapoi. Uh-huh. Da, și cu asta, iar de la început, nu? Băiatul era în clasa a treia, a făcut a treia la Răchitoasa, a patra a făcut-o în Lătești, iar a cincea într-o comună bordușani, mergea la 5 km, mergea pe jos, pe malul Dunării, pe cărare. Deci a avut o viață grea de mic. De mic. Și mamă, seara, că era vreo 5-6 băieți, că era mulți basarabeni aici în satul ăsta, în Lătești. Și era mai mulți băieți, vreo 5-6, care, și în fiecare seară ne duceam înaintea lor câte unul. Azi vinea rândul mie, mâine la altul și tot așa. Ne duceam în fiecare seară, că bătea vânt, zic că ia și-i aruncă în Dunăre, să joacă ca băieții. Vreau să vă întreb ceva. Deci în toată nenorocirea aceea, da, oamenii au fost uniți între ei, nu? Da. Și s-au ajutat. Da. Cum vă explicați lucrul ăsta? Cum să ne explic? Omul când dă de necazuri, să ajute. Eu și acum, că sunt acasă, ajut pe mulți. Și am posibilități. Dar ați învățat lucrul acesta? Păi l-am învățat, pentru că am trecut prin multe greutăți. Ce sfat ați dat dumneavoastră celor de astăzi? Ce e important să faci în viață? Păi ce sfat să dau? La mulți le spun să fii corect, să fii cinstit. Ai nevoie de ceva, te ajută cine poate, dar să fii și tu corect, să restitui omului ce ți-a dat și cât am putut, am făcut bine și băiatul la fel. Să fii milostiv, nu? Da. Să fii smerit în fața Dumnezeu, nu? Da.
Să trăiești ca un bun creștin? Da, da. Important? E, sigur că e important, sigur. La ce vă rugați dumneavoastră când erați în pușcărie și chiar și în război de a scăpa? Deci v-a ajutat credința să scăpați din toate acestea? Cred că și credința. Dacă ești ortodox și ești născut cu credință, în pușcărie îmi făceam cruce cu limba. Dă, Doamne, să scăp, să văd copilul la locul lui, pentru că eu am trăit în pușcărie numai cu oameni culți, profesori universitari, doctori, ingineri, tot felul de oameni pregătiți. Deci și familia a fost familie. Am luat multe exemple. Da, ați învățat ceva, era și foarte tânăr. Da. Deci familia contează foarte mult, da? Familia este centrul vieții. Familia, după ce am scăpat de Bărăgan, nu era destul. Și aici, până la Revoluție, la două luni, eram chemat pe la poliție de securiști. Unii lucrezi, cu cine mai lucrezi, cu cine vorbești, cu cine te întâlnești. Da, da, da. Deci eu până la Revoluție am avut o viață grea. Și toată familia bănuiesc. Și toată familia, dar am avut un băiat care, dacă era mai, nu știu cum, nu rezista până când a trecut și el. Cu profesori, era profesor de ăștia comuniști, care îl... I-au creat probleme, da? Nu-l iubea, nu. Mai am o singură întrebare. Ce credeți că este cel mai important lucru în viață? Care credeți că este cel mai important lucru în viață pentru fiecare dintre noi? Păi, cel mai... să fii un om corect, să fii... crezi în Dumnezeu că, mă rog, ne-am născut cu credința asta, cu, mă rog, ortodox și fiecare, mă rog, multe, acum, secte care... Nu ne dar, interesează asta, mă deosebit. Deci ce este important? Important să fii punctual, să fii... Să fii un om adevărat. Să da? Fii un om adevărat. Să, dacă poți să ajuți pe cineva, să... Mă rog, eu cât am putut... Și în familie cum trebuie să fie? Poftim? În familie cum trebuie să fie ca să fie bine? Păi cum să fie? Să fie... Trăiești bine în familie, cu copii, cu soții, să te iubești. Să fii bine. Și tu... și familia. Ați trecut prin multe. Da. Ați suferit foarte mult. Ați avut și bucurii? Am avut bucurii că am ridicat copilul la rangul care este. Așa este. Și, mă rog, și pe unde am muncit, am fost foarte muncitor, am muncit mult. E, sunteți mulțumit de viața dumneavoastră? Acum sunt foarte mulțumit, dar viața e scurtă. Da. Din păcate, deși dumneavoastră... Ceea ce am făcut nu prea a făcut mulți. Am muncit de mult și... Dumneavoastră spuneți că viața e scurtă, deși aveți deja 92 de ani. 92, dar de acum încolo e scurtă. Viața omului este una încălcită. Legea ei este o taină, chipul ei este o vrajă. Domeniul ei este un miraj, scria fascinat de acest superb adevăr, omul care s-a bucurat de atâta fericire în nefericirea lui, Ernst Berne.